Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi povestim despre cel mai spectaculos și greu traseu din Bucegi, și anume Cabana de Ham, Poiana Pichetul Roșu, Prepeleac, Vârful Bucșoiu, Vârful Omu, Cabana Mălăiești, Poiana Șapte Izvoare, Glăjărie și înapoi la Cabana de Ham. Știu că majoritatea dintre voi nu ați auzit de Bucșoiu, dar de asta sunt eu aici, ca să descoperim România împreună. Acum toată lumea a fost în Bucegi. Babele, Crucea, Omul, Bolboci. E frumos pe acolo, dar nu chiar atât de spectaculos. Ce evii tu, băi Tiberiu, să ne păcălești acum? Așa credeam și eu, până să fac Omul din partea nordică. Am ajuns până acum pe Omul, cam din toate laturile, chiar și dinspre Moiciu, Cascada Moara Dracului. Toate traseele sunt ok, dar nu sunt chiar wow. Traseul, așa cum l-am făcut eu, a avut aproape 28 de kilometri, dar voi va trebui să parcurgeți doar vreo 22. Eu am mai făcut în plus încă vreo 5 kilometri pentru că am făcut pană la două roți înainte să ajung la Cabana de Ham, dar voi veți merge încet și nu veți păți la fel ca mine. Și mai tăiați încă un kilometru pentru că eu am mers un pic și către acele Morarului. Am făcut traseul în 11 ore și jumătate, dar fără cei 6 kilometri în plus și fără ora în care am filmat cu drona, probabil că se poate face în 90 ore, dacă ești sportiv. O să împărțim traseul la fel ca data trecută în două clipuri. Primul, cel de azi, Diham, Pichetul Roșu, Omu, iar cel de-al doilea, Omu, Mălăiești, Diham. Pentru cine este acest traseu? Ca și dificultate, este peste traseul prezentat în clipul precedent, adică moldoveanul Viștea Mare. Cam toți de pe net spun că este dificil. Dacă ai făcut moldoveanul Galbena în cel mult 8 ore, probabil îl vei putea face și pe acesta fără nicio problemă. Dacă ai probleme cu inima sau nu ai o condiție fizică prea bună, traseul acesta nu este pentru tine. Majoritatea fac acest traseu din ce am văzut pe net, începând nu de la Cabana de Ham, ci de la Cabana Gura de Ham de pe Valea Cerbului, care, chiar dacă are aproape același nume, se află la câțiva kilometri distanță și la câteva sute de metri mai jos ca diferență de nivel. Probabil este mai ușor de ajuns la Gura de Ham și de aceea. Până la Cabana de Ham trebuie să mergeți vreo 6 km prin drum forestier ce pleacă din șoseaua ce duce la Părâul Rece. Dacă mergi încet, nu ca mine, drumul poate fi parcurs cu orice fel de mașină. Partea bună la acest traseu este că poate fi făcut și din bucăți, fără a parcurge tot circuitul făcut de mine. Dacă vrei doar să guști din nordul Bucegilor, poți să faci doar Diham Cabana Mălăiești, care are în total cam 10 km dus întors. Poți să te duci prin Poiana 7 Izvoare și apoi să te întorci pe la Pichetul Roșu. Varianta asta este accesibilă și celor care nu pot face moldoveanul și poate fi parcursă chiar și iarna. Este totuși un traseu mediu. Dacă vrei să mai reduci din dificultatea circuitului, poți să renunți la Vârful Omu și să cobori pe Brâna Caprelor la Mălăiești, iar mai apoi să te întorci prin Pichetul Roșu în loc să mergi pe la 7 Izvoare. Așa scapi de 300 de metri diferență de nivel, coborâți și urcați. Traseul în configurația asta cred că se reduce la vreo 14-15 km. Iar dacă vrei să crești dificultatea, poți face tot circuitul începând de jos, de la Gura de Ham, și așa să ajungi la 30 de km și 2000 de metri diferență de nivel. Traseul are cam aceeași configurație de nivel ca cel de la Moldoveanu, adică o mare urcare și o mare coborâre cu o diferență de nivel de 1731 de metri. Cum ziceam mai sus, dacă sar peste 7 izvoare, diferența de nivel se reduce pe la 1400 de metri. Chiar dacă nu sunt cascade pe parcurs, peisajul este foarte sălbatic și variat comparativ cu orice altă variantă de a ajunge sus la Omul. După ce treci de Prepeleac, o mare parte din drum mergi printr-un fel de junglă unde plantele sunt foarte înalte și efectiv trebuie să ții drumul bătut dacă nu vrei să te rătăcești. Nici marcaje nu sunt pe bucata aia și nici de văzut mare lucru nu poți să vezi din cauza plantelor. După ce am trecut de ea și am ajuns la lanțuri, era să încrape inima, pentru că efectiv doar urci, iar la lanțuri mai mult face alpinism. Probabil de aceea traseul este și interzis iarna. Dacă ai ajuns la intersecția cu Brâna Caprelor, traseul e ca și terminat. După sunt doar pante line. Până la Omul mergi de voie. Traseul nu este foarte popular, deci nu te vei întâlni cu prea multă lume, iar o mare parte din lumea aia va merge doar până la Mălăiești, de la Prepeleac până la Omul, dacă am văzut 5 oameni în total. Dar gata cu vorbăria, vom mai povesti despre traseu și în clipul următor. Vă las mai departe cu peisajul,
Iar dacă vă place ce fac și vreți să vedeți mai des postări pe canal, știți lecția. Fiecare clip postat implică o grămadă de timp și muncă, așa că abonați-vă, dați un like și un share. Și eventual, cumpărați ceva de pe cel.ro. Până data viitoare, să auzim numai de bine!